să vedem pentru Tauri săptămâna care urmează. Am spus deja că fenomenul de lună nu are loc cu luna conjunctă cu Soarele și Uranus chiar în semnul lor, adică pe prima casă astrologică, în prima casă astrologică, ceea ce înseamnă că taurilor le este recomandat să se întâlnească cu persoane cu care nu s-au mai întâlnit de ceva vreme și care, cu care pot avea sigur că dau o inițiativă sau ceva constructiv, pot intra în acțiuni noi, se pot gândi la proiecte pe care chiar nu le-au mai făcut până acum absolut deloc. Spre exemplu, un nativ taur care vrea să înceapă un business sau care vrea să înceapă un proiect pe care efectiv nu l-a mai făcut până acum, bineînțeles într-o zonă în care totuși să aibă cât de cât o experiență, este un lucru care noi i-am susține, pentru că ar presupune să aibă câștig de cauză. Mai mult decât atât, ei sunt încurajați de prezența lui Jupiter în casa Scorpionului, o casă a banilor veniți într-un mod destul de profitabil. Ca atare, și cu Uranus, și cu fenomenul de lună, și cu Jupiter în casa 8-a, zona este extraordinar de prolifică pentru Tauri din punct de vedere financiar. Fie se întâlnesc cu persoane cărora le merge foarte bine financiar și pot ajuta, fie primesc cadouri, fie li se mărește salariul, este o perioadă propice. Ar fi păcat să nu speculeze acest moment și să nu se gândească cum ar putea să câștige mai mult. Din punct de vedere sufletesc, am spus că anul trecut taurii au ieșit dintr-un tăvăluc, dintr-o... hai să nu-i spunem dintr-un chin, dar dintr-o perioadă cam de 7 ani cât a stat Uranus în ultima casă astrologică, casa liniștilor sufletești, destul de tulbure, în care au avut o soiul de responsabilități, probleme, chiar și pentru taurii care au avut o viață conjugală foarte liniștită, tot au fost tot felul de dezechilibre și de lucruri care i-au tensionat. Acum, Uranus, chiar dacă a intrat în semnul lor, este mai puțin chinuitor, deoarece casa întâi este o casă acțiuni. Înseamnă că au mult de lucru și au multe acțiuni, dar nu neapărat că, dar nu că, înseamnă că sufletește mai sunt agitați. Deci, din acest punct de vedere, veștile sunt foarte bune. În altă ordine de idei, Marte este pe al treilea decan în casa a doua. Pentru Taur s-ar putea să aibă câteva investiții de făcut, ceva cheltuieli puțin mai necontrolate sau pe care le controlează mai greu decât în mod normal. Vom vedea nativ Taur care săptămâna următoare se gândesc la tot soiul de soluții pentru a câștiga mai mult sau pentru a se poziționa mai bine la serviciu. Primesc un ajutor nesperat, un ajutor de-a dreptul de sorginte, de natură divină, de la oameni care sunt, care au o capacitate de a empatiza cu ei, oameni care sunt foarte bine pregătiți pe zona aceasta religioasă, pe zona spirituală, deci vine un ajutor ca o protecție divină pe nativii Taur. De asemenea, și călătoriile sunt, au o amprentă de noroc, dar călătoriile nativilor Taur vom observa că nu vor mai fi neapărat călătorii de plăcere, ci mai mult vor fi călătorii care au un scop. Fie să le vină o idee să facă ceva, fie să-și cumpere o casă în străinătate, fie să reia legătura cu oameni bine poziționați din străinătate și așa mai departe. Deci legătura cu străinătatea are o componentă karmică, dar constructivă, nu doar de plăcere. Chiar dacă aparent ei poate pleacă doar într-o vacanță în străinătate, vor vedea că în urma acestei vacanțe lor le va veni o idee. Fie o idee de business, spuneam, fie vor vrea să-și cumpere o casă acolo sau, nu știu. În orice caz, este o zonă foarte interesantă, este o zonă de luat în calcul. Sau pentru nativii Taur care vor să facă și o altă facultate sau o altă specializare, le recomandăm să insiste pe zona aceasta. Unde dat foarte mulți Tauri care fac o altă specializare și imediat cum o fac poate să dureze 3 luni specializarea respectivă și încep să câștige bani din acea specializare. Așa este, Taurii ca semn de pământ pot pune, opune multă rezistență acum, dar Uranus îi îndeamnă foarte mult la schimbare și va rămâne în semnul lor în Taur 7 ani până în 2026, deci poate îndeamnă să vadă că schimbarea este necesară și poate chiar o să le placă, cum spui tu, să facă ceva nou într-o altă parte sau să învețe ceva nou. Plus că această lună plină este în Taur și le dă curajul și hotărârea să acționeze. De orice Taur va simți și natura și energia lui Uranus, care este implicată, și nevoia de independență, care vor să înceapă ceva nou cu luna nouă. Cu luna nouă se va concentra foarte mult pe viața lor și nevoile lor, dar poate da naștere la lucruri noi, cum ai spus, și e foarte important să acționeze, mai ales în prima lună a lunii mai, pentru că se pune mult accent pe viața lor și nevoilor. Luna plină de pe 18 mai va pune accent pe partenerul lor. Deci aceasta este o lună nouă foarte puternică pentru ele. Acțiunile care le fac acum pot schimba foarte mult viața lor și peste 2 săptămâni, când va fi acea lună plină Scorpion și se va concentra un partener de dragoste sau un afaceri. Deci și energia lui Saturn și a lui Pluto, care va face să se schimbe lucrurile
care le fac acum vor rămâne foarte mult, pentru că știm energia lui Saturn este foarte stabilă și a lui Pluto este financiară, deci ele fiind implicate ca energie, mai ales toată activitatea care o fac acum va avea impact și în luna plină care va fi peste în 18 mai. Și zilele, și mai ales Venus va intra în Taur pe 15 mai până pe 8 iunie și iată, iau un moment benefic pentru ei, pentru cumpărători de calitate. Știm că taurilor le place foarte mult confortul și 16 mai este un moment foarte benefic pentru ei, pentru că Mercurul, care este care guvernează contractele în Taur, un minunat cu Saturn în Capricorn, care este un semn compatibil și de pământ ca lor, deci îi ajută foarte mult în contracte, dacă vor să călătorească și mai ales nu numai de plăcere și de afaceri, de business, mai ales că Marte a intrat în casa a doua lor de câștiguri și economii din 30 martie, și va rămâne până pe 15 mai. Deci, iată, pentru Taur, foarte multe aspecte bune, benefice, chiar 9 mai au Venus în Berbec, Jupiter în casa 8-a banilor altor oameni și este o zi foarte benefică pentru ei să încheie contracte de afaceri. Și mai mult afaceri. Decât atât, exact cum spune Cristina, din 6 mai și respectiv din 15 mai avem și Venus și Mercur în semnul lor, anticipând fenomenul de lună nouă, intrarea acestor două planete și Uranus, deci o perioadă bună. Chiar aș putea spune că nativilor Taurului se poate întâmpla ceva care o să-i surprindă atât de plăcut încât poate chiar toată viața lor va fi mult mai entuziastă și vor fi mult mai fericiți după 6 mai, pentru că aceste planete intră cu multă forță și mai ales faptul că acolo îl întâlnesc pe acest Uranus devenit puternic, pentru că este chiar la început în semnul lor. Cred că chiar și taurii care sunt mai supărați sau care au fost mai supărați în ultimii ani își vor găsi mulțumirea și cu siguranță ceva se va întâmpla în viața lor. Eu cred că nu vom găsi nativ taur care anul acesta și începând de anul acesta încă următorii 7 ani să nu aibă schimbări majore în bine, mai ales dacă sunt și tauri care urmează o cale spirituală. Mergem mai departe să vedem pentru gemeni. Ușor agitați de prezența lui Marte, spuneam, în al treilea decan al lor. Gemenii se gândesc foarte mult să se reorganizeze, să-și facă ordine în viață și oarecum au un soi de tensiune emoțională pe care nu și-o pot explica. Practic nu știu care sunt cauzele acestei tensiuni emoționale. Încearcă pe undeva să vadă ce se întâmplă, poate nu le mai place mediul, poate nu se mai înțeleg bine cu prietenii pe care i-au. Poate își doresc alt anturaj, dar în orice caz gemenii sunt un fel de pion de rezistență în anturajul lor. Ei sunt foarte fericiți să împărtășească ideile, planurile, proiectele cu cei din jurul lor și chiar să aibă activități în comun cu acești oameni cu care, părerea mea, este că pot rezolva lucruri foarte importante săptămâna următoare. Care aspect ți se pare cel mai interesant, Cristina, pentru nativice? Pe măsură ce începe luna mai sub